Ardo era un bandit, în sensul direct al cuvântului, nu de undeva de pe străzi, ci chiar din capitală. De fapt, numele lui adevărat era Domnul Anatol, dar toți îl cunoșteau după numele cool de bandit, Ardo. În primul rând, numele lui de familie, Ardenco, și chiar de la începutul anilor 90, concurenții au vrut să-l ardă. I-au pus în mașină explozivi, dar ceva nu a funcționat și explozia nu a avut loc, doar un incendiu. Douăzeci de minute a ars în propria mașină până a reușit să iasă de acolo, până la urmă a supraviețuit. A primit arsuri în proporții de 80%. Iată așa și-a primit nickname-ul Ardo, iar numele de familie de parcă a prezis cele întâmplate. Ardo nu mergea la plajă, niciodată, nici când zbura la odihnă în Turcia sau Egipt. Arsurele de pe față nu se vedeau, doar un pic la urechea dreaptă, dar sub haine, bineînțeles că totul era nu prea ok. Ca și oricare alt bandit din acele vremuri, Ardo avea o soție. Nimeni n-a văzut-o niciodată de-a binelea. Căci la tot felul de întâlniri de afaceri, să zicem așa, sau petreceri de-a lor, angaja escorte. În acele vremuri nu credea nimeni că escortele se ocupau doar de faptul că acompaniau bărbații. Ardo spunea că în așa fel el își protejează soția, familia și, în general, viața sa personală. Cu toate astea, nicio fată din serviciul de escortă nu voia să meargă cu el a doua oară, pentru nicio sumă de bani din lume. În agenția de modele mergeau zvonuri că acolo, la el, săraca lui soție, o chema Tatiana și se vorbește că era colega lui de clasă. Ea îl știa înainte de acel moment tragic. Tatiana, tu înțelegi că eu ar trebui să te zidesc într-un fundament de asfalt? O întreba pe soția sa, Ardo, când într-o zi a surprins-o că îl înșela cu bodyguardul său. Femeia stătea în fața lui nici moartă, nici vie, în genunchi și nu putea scoate un cuvânt. Eu înțeleg totul, că are un corp fain, fără cicatrici, nu ca și mine. Crede-mă că nici măcar nu sunt gelos, dar cum puteai să faci asta atât de deschis, în fața tuturor? Știi mie cumva mi-e tot una, căci noi de mult trăim ca doi vecini doar, însă eu nu pot lăsa asemenea obrăznicie fără pedeapsă. Îmi voi pierde autoritatea și mâine mă vor zidi pe mine în fundamentul unei case. Tatiana nici măcar nu nega că l-a schimbat pe soțul său, care de mult nu mai atragea nicio atenție la ea. Muncă, muncă și iar muncă. Asta e tot ce le interesa pe Ardo. Anatol, te rog, nu un fundament, nu un fundament, șoptea Tatiana repetând rugămintea cu vocea plină de frică. A, cum ți-ai amintit și numele meu? Nu, draga mea, cheamă-mă ca toți ceilalți. Pentru tine de acum înainte sunt Ardo. Ai înțeles? M-ai înțeles pe mine? Anatol, te rog, de dragul memoriei fiului nostru, încerca ea să-și salveze viața. Ah, ți-ai mintit de fiul nostru? Mai bine limba ta murdară să nu pomenească numele lui niciodată. Îți aminteai de el când te întâlneai cu bodyguardul meu? Se părea că Ardo arde de furie. El a luat televizorul și l-a aruncat peste fereastră. Apoi de acolo au zburat încă careva chestii din gospodărie. Ea îmi vorbește despre fiul nostru, a mormăit Anatol, s-a apucat de cap și s-a prăbușit pe podea. După acel incendiu cumplit, crizele lui de furie alternau cu durerile cumplite de cap, de la care pierdea cunoștința. Fiul lui Anatol și Tatiana a ars împreună cu el în acea mașină. Avea 6 ani și l-a rugat foarte mult pe tata să-l ia cu el. Anatol parcă presimțea că urmează niște necazuri. A avut apeluri și mesaje amenințătoare. Nu, tate, azi vei sta acasă. Dar băiețelul neascultător s-a strecurat în garaj și de acolo în portbagaj. El credea că atunci când tata va ajunge la muncă, îi va face o surpriză. Va sări din portbagaj și va spune salut, însă nu a fost să fie. Când au examinat mașina, au găsit corpul copilului în portbagaj,
Tatiana nu i-a spus despre moartea fiului, până când starea bărbatului nu s-ar fi stabilizat. Pe Alex l-a îngropat în satul natal al lui Anatol. De atunci el n-a mai mers acolo. Zicea că tatăl nu trebuie să se ducă la mormântul fiului său, fiindcă fiul trebuia să fie cel care merge la mormântul lui. Când Ardo și-a revenit în fire după un alt atac de furie, Tatiana așa și stătea în fața lui în genunchi. Ea înțelegea deja că soarta ei este decisă. Te rog să mă îngrop lângă fiul nostru, a zis ea și, aplecându-se, a sărutat picioarele soțului său, în semn că își cere scuze. În sat nu era nimeni care era capabil să ducă sicriul greu. Agenții lui de securitate, cărora le-a ordonat să se ocupe de înmormântarea soției lui, nu se grăbeau să facă asta. Atunci au găsit trei bărbați. Ion, unul dintre ei, abia de se ținea în picioare, dar n-aveau timp să aștepte cât el se va trezi. Mormântarea trebuia să aibă loc anume azi, așa a ordonat Ardo. El singur nu era prezent. Nu avea de gând de dragul soției să încalce un jurământ. Pentru ca celălalt să nu bănuiască nimic și să nu creadă că el n-are autoritate, a cumpărat trupul unei femei a străzii de la morgă, a îmbrăcat-o în rochea soției sale și a zidit-o într-un fundament. Așa cum și trebuia să o facă, reieșind din poziția pe care o ocupa în lumea criminală. În acest timp, Tatiana era îngropată mai departe de privirile altora. Bărbații cu tot cu sicriu se apropiau de cimitir, când, dintr-o dată, Ion a sughițat, s-a împiedicat și a căzut. Odată cu el a căzut și sicriul. Cineva dintre ei a înjurat. Capacul a căzut de pe sicriu și defuncta s-a răstogolit afară. Ion a observat că în sicriu, sub corpul femeii, era o mică scrisoare. Când s-a ridicat, Ion și-a pus-o în buzunar, fără ca alții să observe. Acasă, după înmormântare, Ion a deschis scrisoarea. El citea și îi se ridica părul de pe corp. Acolo scria că femeia din sicriu e vie. Cuvintele erau scrise de medicul legist, ca o mărturisire. S-a dovedit că Ardo și-a dus soția la morgă și sub amenințarea armei de foc l-a forțat pe medicul legist să scrie concluzia morții soției sale și că el a făcut autopsia. În acele vremuri toți voiau să trăiască. Nimeni nu voia să se certe cu bandiții. Voiau doar să trăiască, mai ales când cineva ține pistolul la tâmpla ta. Dar săracul medic voia doar să-și ia o piatră de pe inimă. De aia a și scris acel bilet și l-a pus în sicriu. Tatiana era sub efectul somniferelor. Trebuia să facă ceva. Ion înțelegea că timpul se scurge. Podigarzii lui Ardo de mult plecaseră. Era deja noapte, iar Ion și-a luat lopata și s-a pornit la cimitir. Când Tatiana și-a revenit, și-a dat seama că zace într-un sicriu. Slavă Domnului că nu e în asfalt, s-a gândit femeia și chiar l-a pomenit de bine pe soțul său. Ea s-a resemnat cu soarta pe care o avea și nici nu încercase să iasă afară. Femeia stătea și se ruga, sperând că Ardo și-a ținut cuvântul și a înmormântat-o lângă fiul lor. Aerul era tot mai puțin, iar cuvintele rugăciunii se încurcau. Conștiința o lăsa pe Tatiana. Dar dintr-o dată a auzit un zgomot straniu, un fel de bătăi, și apoi a văzut lumină. Straniu, se gândea ea, lumina trebuia să fie mult mai puternică. Dar acea lumină era de parcă de la o lanternă pe baterii. Femeia nu-și imagina că trecerea pe cealaltă lume va fi așa. Slavă Domnului, am reușit! S-a auzit o voce răgușită de bărbat. Tatiana a văzut în fața ei o persoană necunoscută. De la el mirosea îngrozitor a fum de țigară și mahmureală. Ion a dus-o pe femeie acasă și a început să o aducă în fire. Dimineața la ușa lui au bătut. Ion, tu de ce ai săpat mormântul? S-a auzit vocea polițistului de sector. De ce eu? A întrebat el pretențios. Ceva, eu sunt vinovat. Păi pentru că acolo stă lopata ta și pălăria ta. Unde ai băgat cadavru, nebunule? Strigau sătenii.
Ion a deschis ușa și le-a dat voie să intre. Iată cadavrul vostru, doarme. Ieri abia i-am dat jumătate de cană de ceai. Tatiana s-a trezit de la zgomot și s-a așezat pe pat. Oamenii au început să-și facă cruce, iar Ion le-a arătat biletul pe care l-a găsit în sicriu. Riese că nu degeaba a scris medicul legist acel bilețel. Parcă simțea că ar putea ajuta. A fost trimis un procuror din capitală care se va lămuri cu această situație. Tatiana nu voia să-și trădeze soțul, simțindu-și parțial vina, dar Ardo oricum a fost băgat în închisoare. Tatiana a rămas să trăiască în satul în care a fost îngropat fiul ei. A început să trăiască la Ion, cu care s-a și căsătorit apoi, după ce s-a despărțit de Ardo. El îi scria din închisoare, o ruga să nu plece, apoi a început să o amenințe și mai apoi a dispărut cu totul. De dragul Tatianei, Ion s-a lăsat de băutură, dar pentru asta a trebuit să treacă printr-un tratament. Însă asta este cu totul altă poveste. Nu se știe sigur, dar se zice că după ce Ion s-a tratat, Tatiana i-a născut un fiu și l-au numit în onoarea fratelui mai mare, Alex. Prieteni, asta a fost istoria noastră de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!